Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Urmează-ți inspirația, iar zidurile se vor transforma în uși, spunea Joseph Campbell. Numai cel care nu face nimic nu ezită niciodată. Leneșii nu cunosc dileme esențiale, nu știu ce înseamnă riscul și nici nu se tem că nu vor reuși în ceva. Cutezătorii însă vor fi mereu la polul opus. Oricine dorește să lase ceva în urmă, se va confrunta cu propriile limite, dar și cu imprevizibilul vieții. Însă, dincolo de toate acestea, propria inspirație joacă un rol esențial. Cei care au reușit au urmat-o în ciuda dificultăților și au depășit orice obstacol. În loc de ziduri de netrecut, au întâmpinat uși larg deschise, orizontul ce te îmbie să pășești înainte. Pentru că, deși nu pare, există o mare putere în intuițiile noastre concrete. Izvorâtă dintr-o inimă curată, inspirația este o scânteie fără de care focul cel mare n-ar fi posibil. De asemenea, urmată de înțelepciune și consecvență, ea ne luminează drumul și ne oferă șansa victoriei. Precum o sămânță de preț, va crește și se va dezvolta armonios, transformând acțiunile noastre într-o simfonie specială și fără stridențe.